Un bărbat de 42 de ani din municipiul Botoșani a condus fără permis și apoi a lovit un pieton de 41 de ani. S-a petrecut sâmbătă, aproape de ora 22, pe strada Ștefan cel Mare din orașul Săveni. Pietonul se deplasa pe marginea părții carosabile când a fost izbit de către individ. Polițiștii direcționați la fața locului l-au testat cu etilotestul care a indicat o valoare de 1,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat. După prelevarea de mostre biologice din sânge, acesta avea o alcoolemie de 3, fiind aproape de comă alcoolică. Victima a fost preluată de către o ambulanță. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui bărbat de 42 de ani din orașul Săveni. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Bărbatul de 42 de ani a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului Județean de Poliție.